Așadar, pentru tangenta unghiului dublu, am găsit acum împreună formula următoare, să scriem și noi aici. Tangentă de 2 alfa este egal cu 2 tangentă de alfa supra 1 minus tangentă pătrat de alfa. Să vedem cu cotangenta cum stăm. Haideți să pornim cu o tangentă de 2 alfa egal cu cotangentă de alfa plus alfa. Și formula cotangentei la adunare cotangentă ori cotangentă minus 1 supra cotangentă plus cotangentă. Deci vine cotangentă de locul 3 ori cotangentă din locul 2 tot alfa minus 1 supra cotangentă de alfa plus cotangentă de tot de alfa. Și face cotangentă pătrat de alfa minus 1 supra 2 cotangentă de alfa. Așadar, iată din nou cotangentă de 2 alfa pus și această formulă pusă la punct. Deci cotangentă de 2 alfa este egal cu cotangentă pătrat de alfa minus 1 supra 2 cotangentă de alfa. Deci vedeți că am reușit acum să pun, să găsim și am pus la punct, am descoperit formulele trigonometrice ale unghiului dublu. Formulele trigonometrice ale unghiului dublu. Pot găsi și am să vă las pe voi, nu am să vă indic, formulele trigonometrice ale unghiului triplu. Deci dacă vă gândiți la formula cât să fie oare cotangentă de 3, sau nu cotangentă, sinus de 3 alfa să iau întâi, sinus de 3 alfa, nu e greu să găsiți asta. Păi sinus de 3 alfa îl puteți vedea ca fiind sinus de alfa plus 2 alfa. Și acum vă gândiți la sinusul adunării. Egal cu sinus de primul, cât va face? Sinus de primul unghi, sinus de alfa, cos de al doilea, cos de 2 alfa, plus cos de primul unghi, cos de alfa, ori cosinus de al doilea, cos de, ori sin de, ori cosinus, nu, ori sinus de al doilea. Sinus de 2 alfa. Și face sin, cos, cos, sin. Cos de 2 alfa, am ori cos pătrat minus sin pătrat, ori 2, 1 minus 2 sin pătrat, ori 2 cos pătrat minus 1. Am să merg pe 1 minus 2 sin pătrat, dragilor, că vreau să fie mai mult în sinus, să vedem ce mi-e aici. Vine sinus de alfa, pe lângă, în loc de cos de 2 alfa, am zis 1 minus 2 sin pătrat de alfa. 1 minus 2 sinus pătrat de alfa. Și plus cos alfa, cos alfa, ori sin de 2 alfa. Dar sin, e 2 sin de alfa, cos de alfa. Cos alfa. Deci, da, 2. Deci zic 2, acela care urmează de la 2 sin cos. Și vine, aveam un cos, deci vine 2 sin alfa, ori cos pătrat de alfa. Că era un cosinus de alfa aici, care mulți cu cosinusul de aici, face cos pătrat de alfa. Iar mai departe pe cos pătrat îl pot scrie ca fiind 1 minus sin pătrat. Egal mai departe cu, să văd ce pot face. Scot un sinus de alfa în factor comun și va face sinus de alfa pe lângă 1 minus 2 sin pătrat, 1 minus 2 sinus pătrat de alfa și plus 2 ăsta pe lângă cos pătrat. Dar cos pătrat am zis că e 1 minus sin pătrat. Și face plus 2 minus 2 sin pătrat de alfa. Și va face egal mai departe cu sinus de alfa pe lângă 1 și cu 2 face 3 minus 4 2 sin pătrat, 2 sin pătrat minus 4 sinus pătrat de alfa. Trebuie să vă spun un lucru, că dacă m-ați fi cerut foarte repede să vă dau eu cât este formula sinusului triplu, sin de 3 alfa, n-aș fi reușit să vă spun. Dar așa, dacă am pus mâna pe cretă, pe creion, voi reușiți foarte repede să găsiți formula. Așadar, sin de 3 alfa am găsit că este egal cu cine? Să o notăm așa ca rezultat. Este egal ca fiind sin de alfa pe lângă 3 minus 4 sinus pătrat de alfa. 3 minus 4 sin pătrat de alfa este sinusul unghiului 3 alfa. Ei, cos de 3 alfa, tangent de 3 alfa, cotangent de 3 alfa, le puteți găsi și voi ca și ghișiți, așa cum am văzut, am făcut eu, veți face și voi așa și veți găsi formulele acestea
destul de frumoase, interesante. Astfel am găsit formule trigonometrice ale unghiului dublu și ale unghiului triplu. Da? În final, dublu, triplu. Acum să încercăm o idee pentru a găsi formule trigonometrice ale jumătății unui unghi, adică sin de alfa pe 2, cos de alfa pe 2, tangentă de alfa pe 2, exprimate cu ajutorul cosinusul unghiului întreg. Am o idee, să șterg aici, am să îmi păstrez formulele acestea. Vedeți, în fiecare etapă renunț la acestea, le păstrez pe astea ca rezultat. În etapa următoare. Asta nu înseamnă că pe astea nu le voi folosi în continuare, dar astea sunt, să spunem, cam stivă. Mai proaspete să le păstrez, îmi creez astfel spațiul pentru lucru. Și hai să zicem formule trigonometrice, asta îmi propun eu acum, să găsesc sin de alfa pe 2, sinus de jumătatea unghiului, cos de jumătatea unghiului, tangentă de jumătatea unghiului și cotangentă de jumătatea unghiului, exprimate cu ajutorul unghiului întreg, cu cosinusul unghiului întreg. Deci aici, în dreapta, să am mai cos de unghi întreg. Cum? Asta va fi foarte interesant. Dacă vreau să fac sinus de 15 grade, pot să zic că e sin de 30 pe 2. Și să exprim cu ajutorul cos de 30 de grade, cum? Să văd dacă ajung la aceeași chestie. Hai să vedem împreună. Păi, cum să găsesc aceste rezultate? Să nu credeți că ar fi sinus de alfa totul pe 2. E o mare prostie. Deci, atenție, alfa pe 2, deci jumătate de argument. Sinusul lucrează asupra jumătății unghiului alfa. Și să vedem ce formule găsim. Eu știu că, iată, cos de alfa, plec de acolo, cos de alfa egal cu cos, îmi pot să spun așa, cos de 2 ori alfa pe 2. Spuneți voi dacă este greșeală. Da, 2 s-a simplificat cu 2 și rămâne cos de alfa. De ce am plecat de la cos de alfa? Pentru că am în vedere faptul că îmi doresc să exprim pe sinusul jumătății cu ajutorul cosinusul unghiului întreg. Dar cosinusul de dublu, cos de dublu este cos pătrat minus sau 1 minus 2 sim pătrat sau 2 cos pătrat minus 1. Hai să zic, merg pe 1 minus 2 sim pătrat. Deci va fi egal cu 1 minus 2 sinus pătrat de alfa pe 2. Să insist aici, ca să înțelegeți. Deci am plecat de la cos de alfa. Cos de alfa este cos de 2 ori alfa pe 2. Și acum, cos de dublu lui ceva, gândiți-vă că aici ar fi un unghi beta, cos de 2 beta va face 1 minus 2 în sim pătrat de beta. Dar locul lui beta este alfa pe 2. Deci e corectă formula de aici. Așadar, am de aici posibilitatea să scot pe 2 sim pătrat. Deci de aici rezultă că 2 sim pătrat de alfa pe 2, este egal cu 1 plus cos de alfa. 1 plus cos de alfa. Dacă așa stau lucrurile, numai sin pătrat de alfa pe 2, deci rezultă că sin pătrat, sinus pătrat de alfa pe 2, va fi egal cu 1 plus cos de alfa, totul pe 2. Iată, dragilor, sin pătrat. Dar sinus simplu, dacă la ceva la pătrat îți dă rezultatul ăsta, sinus simplu, este plus minus, două variante. Deci de aici rezultă ca și o ecuație de gradul 2. Da? Deci un număr la pătrat egal cu, atunci numărul respectiv, necunoscut, înseamnă plus minus. Așa voi avea că sinus de alfa pe 2 este egal cu plus minus, dar de ce pun plus minus? Păi da, poate să fie, sinusul este fie pozitiv, fie negativ. Deci amândouă mă interesează, depinde cadran. Am discutat noi chestia asta. Plus minus radical adânc din 1 plus cosinus de alfa, totul pe 2. Așadar, la sin de alfa pe 2 voi pune egal cu plus minus radical adânc din 1 plus cosinus de alfa, cosinus de alfa, totul pe 2. Pentru cosinus, tot de la cosinus plus, dar acum nu mă duce cu 1 minus 2 sim pătrat, ci mă duce 2 cos pătrat minus 1. Așadar, egal aici cu 2 cos pătrat de alfa minus 1, 2 cos pătrat de alfa pe 2 minus 1, de unde va rezulta că duc aici și mi iese că 1 plus cos de alfa
2 cos pătrat, hai să spunem așa, 2 cos pătrat de alfa pe 2. E bine. 2 cos pătrat de alfa pe 2 este egal cu 1 plus cos de alfa. Da? 1 plus cos de alfa, asta e, dar e o greșeală. Sinus este, am greșit la sinus, cred că. 1 minus cos de alfa. Așa. La sinus, n-am fost atent la scoaterea în factora. Când am scos, a fost 1 minus 2 sin pătrat. 2 sin pătrat la unul sin partea ta și pe cos la unul sin partea cealaltă. Și atunci trebuie să spun 1 minus, am greșit. Sigur că nu putea să fie același răspuns, aceeași formulă. Asta mi-a tras atenția. Deci este egal cu 1 plus cosinus. Cosinus de alfa. Din toată povestea asta, reiese că cos pătrat de alfa pe 2, cosinus pătrat de alfa pe 2, este egal cu 1 plus cosinus de alfa, totul pe 2. De unde reiese că acest cos de alfa pe 2 este egal cu plus minus, radical adânc, din 1 plus cosinus de alfa, totul pe 2. Deci va face plus minus, plus minus, radical adânc, din 1 plus cosinus de alfa, totul pe 2. Tangenta este sin pe cos, sin pe cos, și când facem raportul, 2 cu 2 se duce și vine tot așa, plus minus, radical din 1 minus cosinus de alfa, supra 1 plus cosinus de alfa. Iar cotangenta va face plus minus inversa. Nu în raportul invers, 1 plus cosinus de alfa supra 1 minus cosinus de alfa. Deci iată că am descoperit în clipa de față formulele pentru jumătatea sinusul, cosinus, tangenta, cotangenta jumătății unui unghi. Dar, dragilor, a jumătății unui unghi exprimate cu ajutorul cosinusul unghiului întreg. Mai am un set de formule. Să nu vă sperie. Toate se obțin așa frumos unele din altele o frumusețe. Și tot ce era așa teamă mare pentru voi va dispare în clipa asta. Pentru că veți descoperi acest mod de legătură. De obținerea formulelor unora din altele. Da? Deci aveți șansa asta, punând mâna pe pachetul de DVD-uri, să vedeți cum formulele trigonometrice se obțin. Eu n-am plecat, absolut nimic nu v-am dat, așa să spunem, forța, ci totul v-am dedus la o etapă la alta. Și acum voi, repet, numai să aveți răbdare, să prindeți pachetul de DVD-uri și veți vedea cât de simplu și cât de ușor vă veți apropia de formule trigonometrice. Mergem mai departe și am să vă fac acum formulele trigonometrice ale unghiului întreg. Atenție! Sinusul, cosinusul, tangenta și cotangenta, unghiul întreg, alfa, exprimate cu tangenta jumătății. Deci vreau să găsesc formule. Sin de alfa, cu cine este egal? Cos de alfa, cu cine este egal? Tangentă de alfa, cu cine este egal? Și cotangentă de alfa, repet, toate, cu cine sunt egale? Acestea exprimate cu tangenta jumătății. Aici, în dreapta, vreau să fie tangenta jumătății. Deci, să spunem formule trigonometrice, formule trigonometrice, ale unghiului întreg exprimate cu tangenta jumătății, tangentă de alfa pe 2. Deci, practic, în dreapta se apar numai tangentă de jumătate a unghiului. Hai să plecăm cu sinus de alfa. Vreau să apară în dreapta numai tangenta jumătății. Și atunci, sin de alfa, o să plec, sin de alfa este egal cu sinus de, gândindu-mă la jumătatea unghiului, scriu repede sinus de 2 ori alfa pe 2. Ca să pun mâna mai întâi pe jumătatea.
Deci încep lucrul cu jumătatea unghiului. Și atunci zic sinus de dublu jumătății, sin de 2, dublu, sin de unghiul dublu, face 2, sinus de alfa pe 2, ori cos de alfa pe 2. Le-am făcut asta, da? Formula trigonometrică a unghiului dublu. Sinusul unghiului dublu faci 2 sin cos. 2 sin de alfa pe 2, cos de alfa pe 2. Dar acum eu am vedere să apară tangenta. Care să apară tangenta, trebuie să mulțesc și să împart cu un cosinus. Deci voi fi egal mai departe cu, zic așa, 2 sinus de alfa pe 2 supra, supra cine? Supra cos de alfa pe 2, cos de alfa pe, da, cred așa mai bine. Deci egal cu, înmulțesc cu un, împart printr-un cos și înmulțesc cu un cos. Și va face cos pătrat acolo, da, așa este bine. Deci 2 sinus de alfa pe 2 supra cosinus de alfa pe 2 ori cos pătrat de alfa pe 2. Și face 2 sin, pe, sin supra cos tangentă. Am făcut primul pas pe tangenta jumătății. Deci egal cu 2 tangente de alfa pe 2, 2 tangente de alfa pe 2, înmulțit cu cos pătrat. Cu cos pătrat de alfa pe 2. Acum, cum fac eu să, și în loc de cos pătrat, să apare tot tangent de alfa pe 2? Eu știu că sin pătrat plus cos pătrat, deci va de același unghi, face 1. Știu asta. Formula fundamentală de sinus pătrat de alfa pe 2 plus cos pătrat de alfa pe 2 face 1. De orice unghi. Același unghi trebuie să fie. Și acum, ca să pun mâna pe cos pătrat, împart totul prin sin pătrat. Nu. Să rămână cos pătrat, împart totul prin cos pătrat, egalitatea asta prin cos pătrat, ca să apară sin pe cos, să fie tangenta. Și mi este că sinus, deci împart prin cos pătrat de alfa pe 2. Și atunci le iese că sin pătrat de alfa pe 2, sinus pătrat de alfa pe 2, supra cos pătrat de alfa pe 2, plus 1, este egal cu 1 pe cos pătrat. Cos pătrat de alfa pe 2. Sin pătrat pe cos pătrat face tangentă pătrat și vine 1 plus tangentă pătrat. Deci le iese de aici și 1 plus tangentă pătrat de alfa pe 2 este egal cu 1 pe cos pătrat. 1 supra cos pătrat de alfa pe 2. De unde cos pătrat va fi egal cu 1 supra 1 plus tangentă pătrat. Cos pătrat e 1 supra 1 plus tangentă pătrat. Și voi avea mai departe egal cu 2 tangente de alfa pe 2 înmulțit cu cos pătrat, care e 1 supra 1 plus tangentă pătrat. 1 supra 1 plus tangentă pătrat de alfa pe 2. Și atunci, ca formulă, vine 2 tangente de alfa pe 2, 2 tangente de alfa pe 2 supra 1 plus tangentă pătrat, 1 plus tangentă pătrat de alfa pe 2. Iată cât de interesant formulă. Deci vine egal cu 2 tangentă de alfa pe 2, alfa pe 2, supra 1 plus tangentă, tot e bine 1 plus tangentă pătrat, să nu fi greșit. Deci am împărțit prin cos pătrat și a apărut sin pătrat pe cos pătrat plus 1 egal cu 1 pe cos pătrat. E bine. 1 plus tangentă pătrat de alfa pe 2. Asta este formula sinusului. Sinusul exprimat cu ajutorul tangentei jumătății, cum mi-am propus. Acum să mă duc pe cosinusul, să le exprim cu ajutorul tangentei jumătății. E, să văd aici cum mă descurc. Am să plec. Tot așa, fiindcă știu sinusul, știu că cos de alfa este egal cu cosinus de 2 ori alfa pe 2. Da? Și cosinus de dublu face 2 cos pătrat minus 1, 2 cos pătrat de alfa pe 2, alfa pe 2 minus 1 supra 2.
Nu, doi cospătari de alfa pe doi, asta e cosinus unghiului dublu. Sau mai poate fi scris ca 1 minus 1 minus 2 sinus pătrat de alfa pe 2. Acum, deci să scriu încă o dată, cos de alfa, ce mai e și mie, cos de alfa este egal cu 1 minus 2 sin pătrat. Dar eu trebuie să apară, mie trebuie să-mi apară tangenta. Deci am să scot factor forțat sinusul, sin pătrat, sau să scot pe cos pătrat. Hai să scot pe cos pătrat să vedem ce mi-ies. Deci egal în parte. Hai să, deci, pe varianta asta se merge. Vine cos pătrat de alfa pe 2, pe lângă 2 minus 1 pe cos pătrat de alfa pe 2. Și în mai parte, cos pătrat de alfa pe 2, alfa pe 2, pe lângă 1, 2 minus 2 cos pătrat minus 1, cât ar fi aici? Cos pătrat plus sin pătrat, deci mă duc peste cealaltă, cred. Hai să vedem ce pot să fac. 1 pe cos pătrat de ceva, 1 pe cos pătrat este 1 plus tangentă pătrat. Deci din formula asta, fiindcă sin pătrat pe cos pătrat plus 1 face 1 pe cos pătrat, deci 1 plus tangentă pătrat face 1 pe cos pătrat. Și se le exprimă acum. Așa vine 2 minus, în loc de 1 pe cos pătrat, zic 1 plus tangentă pătrat. Minus 1 minus tangentă pătrat de alfa pe 2. 2 minus 1 va face 1 și este egal mai departe cu cos pătrat de alfa, este egal cu cosinus pătrat de alfa pe 2, pe lângă 2 minus 1, 1 minus tangentă pătrat de alfa pe 2, face egal, dar cos pătrat este 1 supra 1 plus tangentă pătrat, deci 1 supra 1 plus tangentă pătrat de alfa pe 2. Am făcut mai devreme când am împărțit aici prin cos pătrat și mi-a rămas că 1 pe cos pătrat face 1 plus tangentă. Iar cos pătrat este egal cu 1 supra 1 plus tangentă pătrat de alfa pe 2 pe lângă 1 minus tangentă pătrat de alfa pe 2. Așa, dragilor, cosinus face 1 minus tangentă pătrat supra 1 plus tangentă pătrat. Cos de alfa este egal cu, și formula am găsit-o, 1 minus tangentă pătrat egal cu, din difracții, 1 minus tangentă pătrat de alfa pe 2 supra 1 plus tangentă pătrat de alfa pe 2. Am găsit astfel formule trigonometrice. Mai avem timp? Cam. E și 21. Și 21. Ale unghiului. Nu nimic, continuăm în lecția următoare, mă lăsăm așa. Am găsit formule trigonometrice ale sinusului și cosinusului exprimate cu tangenta jumătății. Să continui și pe cealaltă. Tangenta, tangent de alfa, mă duc, e tangentă de 2, de 2 ori alfa pe 2. Și asta o am. E face 2 tangent de alfa pe 2, 2 tangentă de alfa pe 2 supra 1 minus tangentă pătrat de alfa pe 2. Deci am găsit și tangenta unghiului întreg exprimat cu tangenta jumătății. Iar cotangenta este inversă. Deci cotangentă de alfa, cotangentă de alfa va fi 1 minus tangentă pătrat de alfa pe 2 supra 2 tangentă de alfa pe 2. Vedeți? Formulele trigonometrice ale unghiului întreg, exprimate cu tangenta jumătății unui unghi. Am ajuns până la etapa asta, am găsit un set de vreo 3-4 seturi de formule, formule ale sumei diferenței, ale unghiului dublu, așa, formulele trigonometrice ale jumătății unui unghi exprimate cu cosinus unghiului întreg și formulele trigonometrice ale jumătății exprimate cu tangenta jumătății unui unghi. Acestea sunt patru categorii de formule pe care trebuie să le reținem și mai ales să reținem felul în care acestea se deduc unele din altele.
Vă urma și o altă, un alt set de formule. În final, după ce punem la punct toate acestea, veți vedea cât de mult ne folosesc în calcul și în formule, în exerciții.